găsim altceva. Te insultă vreodată? Aplică, domnule, totdeauna așa vorbe triviale, pe care nu aș putea să vi le spun în persoană, în prezența mamiței. Dar stai! Și pe urmă, să vă spun drept, nici nu mai dă mâna ca să-ți o nevastă fără zestre. N-ai la zestre? Zestre! De la cine? De la Popa Fecu! Să rămâie crironomie din domnul Ibețiu, că domnul și-aș datorile de la moartea vânătorului. Unde-i dai totuși la ștătă noaptea? Păcata Stiv și șoacă ta binec cu cine și cu astfel îți vrați? La... Cu cine ești tu? Cu tache! Chengherul care are antripriză de flașnete în Popa Tatu și iar n-am icleimuri cu Olteni. Lasă-mă! Nu mai dă mâna ca să-ți un nevastă fără zestre, mai ales că a fost acolo nenorocire cu ocazia bugetului și m-a suprimat de la 1 aprilie. E, și ce salariu aveai? Mare cu sarea! Avea și el 150 de lei pe lună și l-a suplit noastră. Cu 150 de lei lui o să se procopsească, da! În moarte să le ștea 150 de franci. La sublimatele care a semnat am pătrofagă, sublimăia Dumnezeu, luminițile ochișorilor de cap. S-a ajuns să-i bărbat, o să rupesc cu mânecița întinsă, strada Clemenții, Cotul Buculescu. La sublimatele! În sfârșit! În sfârșit, mai treceți pe la mine. Te vom mai consulta. Poate să găsim ceva. Nu cumva ai vreo scrisoare de la soția dumitale? Hei, câte de când trata amor? Ba, am vreo 3. De când am plecat azi toamnă cu domnul inspector în anchetă în Dobrogea și am fost pe timp de 3 săptămâni. Și dumneavoastră era tare supărată, fiindcă nu mai trimiteam pe reparale. Bravo! Veniți mâine, poi mâine dimineață, pe la mine cu scrisorile, poate să avem șansă. Cine știe, poate să avem mare șansă. Olașule, se răcește! Stai, mamico, nu așa e ce dimineață nu m-a mai căutat nimeni? Ba, la conașul meu, un popă și o damă tânără. A zis popa că vine mai târziu. Da. Vecine. Da. Ia-ți-ne. Părintelui domnișoară? Nu mai sunt domnișoară, domnule. De 3 ani mai domnișoară, beata fată. S-a adus de mult bunul ei. Acum că ne gândim dacă o vrea maica freșistă, să ne lăsăm. Damă, care va să zică? Damă? Da, domnule. Damă. Așa tânără. De câți ani, doamna mea? Am împlinit 18 ani, la 2 decembrie, cred. La 2 decembrie, așa tânără. La Sfântul Prăvălat! A,
așa tânără. Fără noroc. Fără noroc, dumneata. Păi că ea, dacă n-a vrut mai ca domnului. Uite, de-aia am venit la dumneata. La mine? Pentru ca să o divorțezi. O divorțez? Cine vezi? Cunoaștem noi, filotinii obrazului. Al dracului am reușit. Nu-și mă multă! Al dracului! Ce lumânări de proaste! Acum! Părinte, nu vreți să luați o cafea? Doamna, o dulceață, bomboane? Mersi! Ba, dacă ai fi bun, hai bine un păhărel de vinișor! Dar am uitat să întreb. Cum se numește doamna? Acrivița Popescu. Acrivița. Frumos nume. Acrivița.